Echipa de basket masculină a lui CSM Constanța, antrenată în acest sezon de Dan Fleșeriu și Valentin Boian, a făcut un meci senzațional duminică seară și a obținut calificarea în Final 8-ul Cupei României. După înfrângerea suferită vineri, în meciul de debut, formația de la Malul Mării avea nevoie de o victorie cât mai concludentă pentru a avea un gol averaj avantajos pentru a se califica de pe locul 2. Și a reușit-o în ultimele secunde ale partidei cu CS Vâlcea. CSM Constanța s-a impus cu scorul de 93-53 și a încheiat grupa cu un gol averaj de plus 36 de puncte. Ea a luat astfel fața lui CSM Corona Brașov, care a încheiat cu un gol averaj de plus 32 de puncte și era principala contracandidată la calificarea în următoarea fază a competiției. Am început extrem de tensionat, știam că o să ne trebuiască diferență cât de mare posibilă ca să avem șanse să ne calificăm. Nu mă așteptam la o asemenea diferență necesară, dar le-am spus băieților din vestiar că pas cu pas trebuie să construim și dacă ajungem la 10, să mergem la 20 și așa mai departe. Am intrat în joc cu gândul că 16-18 puncte ne vor fi suficiente. Jocul rezultatelor de la celelalte meciuri ne-a demonstrat că nu. Și mă bucur că băieții au răspuns pozitiv și au reușit să țină un ridicat tot meciul. Primul lucru pe care aș vrea să-l remarc este suportul pe care l-am avut din partea suporterilor. Ne-a ajutat foarte mult, le-am împins de la spate. Un public clasic ar fi stat relaxat, liniștit, considerând că diferența este suficient de mare, dar au fost implicați pe tot parcursul meciului și asta ne-a împins să ajungem la performanța pe care am reușit-o, dar nu ne dorim să ne oprim aici, vrem să continuăm să jucăm un basket frumos, să aducem cât mai mulți oameni la sală, să facem un entertainment de calitate. Da, aș vedea meciul de astăzi mai mult ca pe o descătușare. Știm că în momente de joc cu Sibiu nu am arătat ca echipa care ne dorim să fim. Am avut și momente bune în sfertul 3, am avut un run foarte bun, în momentul în care și publicul a fost alături de noi și ne-a dat energie. Însă în sfertul 4 am făcut anumite greșeli care ne-au costat victoria. A fost o înfrângere usturătoare, noi vrem să creăm aici o mentalitate de învingători. Vrem să intrăm, mai ales când jucăm acasă, vrem să intrăm pe teren și să știe adversarul că nu se câștigă aici la Constanța. Așa că în meciul al doilea am încercat să intrăm cu mai multă energie și să nu mai avem lacune în joc, ca să spun așa. Roland Teroc a fost cel mai eficient jucător de la CSM Constanța cu 21 de puncte și 8 recuperări, iar Brian Griffin a încheiat cu 2 duble, cu 11 puncte și 12 recuperări. Turneul Final 8 al Cupei României la basket masculin este programat să se desfășoare anul viitor, în perioada 13-18 februarie.